V-ați gândit în ultima perioadă să vă retrageți la conducerea DNA? Există presiuni care se fac asupra dumneavoastră în acest sens? Sau v-a cerut cineva demisia? Nu. De ce să-mi dau demisia? Pentru că mi-am făcut treaba? Pentru că am deranjat inculpați? De asta să-mi dau demisia? Nu, nu-mi dau demisia. Am fost numită procuror șef la DNA ca să-mi fac treaba. Și treaba DNA este să investigheze fapte de corupție la nivel înalt. Asta am făcut. Pentru acest lucru sunt plătită. Nu am de ce să-mi dau demisia că am deranjat inculpați. Așa, pentru cine interesează, poate să facă un calcul foarte sumar cu averile pe care le au câțiva dintre inculpații investigați de DNA în ultimii 2 ani. Și o să vedeți ce sumă colosală se adună. Inculpați care își permit să plătească firme pentru intimidare, pentru hărțuire, să plătească firme pentru lobby, ca să se emită tot felul de rapoarte și de presiuni publice asupra procurorilor și judecătorilor, asupra sistemului judiciar. Aceste atacuri nu vizează doar DNA-ul sau persoana mea sau procurori din DNA. Vizează tot sistemul judiciar. Păi când faci afirmații neadevărate că un dosar este fabricat, în condițiile în care un dosar este judecat de instanțe diferite, în componență diferite, de judecători de la diferite nivele ale instanțelor de judecată, vorbim despre o presiune asupra întregului sistem judiciar. Cine are interes să destabilizeze sistemul judiciar? Cine are interes să decredibilizeze sistemul judiciar? În ultima perioadă nu s-a mai vorbit despre termenele de judecată, despre anumite dosare care au fost făcute. Tot ce spun inculpații este luat câteodată cu titlul de adevăr. Noi nu putem să ieșim să comentăm acuzațiile care ni se aduc în spațiu public de persoane pe care le cercetăm. Noi putem să dăm replică doar în dosare, prin probele pe care le administrăm, prin răspunsurile la excepțiile și la cererile pe care aceștia le invocă, la solicitările pe care judecătorii ni le trimit.